Românii mai au de așteptat pentru a beneficia de compensarea la energie. Aceasta nu se va aplica retroactiv. Guvernul a adoptat în urmă cu puțin timp ordonanța privind facturile, însă măsurile de ajutor se aplică din luna februarie. Guvernul a adoptat compensarea facturilor din februarie, asta deși PSD și-a dorit să se aplice retroactiv. Eu mi-aș fi dorit și am tot anunțat că această ordonanță, dacă aș putea să o aplicăm și prin noiembrie și decembrie, din păcate astăzi am mai întrebat încă o dată în ședința de guvern, a fost un răspuns al Ministerului Justiției foarte clar, nu putem să o facem retroactiv. Noile măsuri se vor aplica de la 1 februarie până la 31 martie. Potrivit ordonanței, prețul va fi plafonat pentru energie la 80 de bani pe kilowatt-oră pentru consumatorii casnici. Va crește limita consumului de la 300 de kW la 500 de kW, practic de aici reieșind o compensare de 0,2 lei per kW. Referitor la gazele naturale, prețul va fi plafonat la 31 de bani pe kWh. Limita consumului va crește la 1500 de metri cubi lunar, iar consumatorii non-casnici vor beneficia de plafonarea prețului la 37 de bani. Pe de altă parte, toți furnizorii de energie electrică vor fi obligați să refacă facturile din lunile precedente, aplicând noile reglementări. Am dat posibilitatea Autorității pentru Protecția Consumatorului să facă verificările pe text de lege specializat și să poată aplica amenzi de până la 200.000 de lei pentru încălcarea prevederilor acestei legi, pentru practic neaplicarea plafoanelor și a compensărilor din lege. Ne dorim ca și pe această ordonanță facturile care le vor emite în cursul lunii martie, la începutul martie pentru februarie să fie 100% corecte și ne dorim ca și facturile pe ianuarie să fie 100% corecte și ștornările și refacerile facturile pe noiembrie și decembrie să se și întâmple. Ministrul Energiei Virgil Popescu a anunțat că se va întâlni personal cu toți furnizorii de energie electrică.